În mai puțin de trei ani, în perioada 1949-1952, România a pus în aplicare și a derulat cel mai teribil program de spălare a creierului prin tortură, batjocoră și distrugerea tot ce înseamnă omul. A rămas cunoscut drept experimentul sau fenomenul pitești. Regimul comunist prin securitate și torționare a transformat închisoarea într-un experiment atât de distructiv încât Alexander Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1970, l-a caracterizat drept cea mai teribilă barbarie a lumii contemporane. E același om care a arătat unei întregi lume experiențele care au avut loc în gulagurile comuniste. Deși la Pitești tortura se desfășura sub supravegherea conducerii închisorii și a securității, comuniștii s-au spălat pe mâini în 52 și au lansat ideea că întregul experiment a fost o încercare a legionarilor de a descredita noul regim din România i-a ajutat și că înainte de a deveni orționar comunist, liderul terorii de la Pitește, Eugen Țurcanu, și-a petrecut tinerețea printre legionari. Regimul comunist de atunci a considerat experimentul un succes și a vrut să-l exporte și în alte penitenciare. Din fericire, a ieșuat în acest demers. Înainte de eșec, regimul comunist și-a făcut o misiune din a distruge elitele societății și niciun abuz nu era prea mult. Astfel, intelectuali, magistrați, preoți, diplomați și foști oameni politici din vechiul regim au ajuns deținuți în închisoarea Pitești. Cei care erau înainte de război membrii de bază ai societății, au devenit dintr-o dată dușmanei poporului și le-au fost găsite diverse învinuiri, majoritatea inventate. Iată adevărul șocant despre fenomenul Pitești, cel mai groaznic experiment de reeducare din România. Începuturile Închisoarea a fost construită înaintea începerii experimentului. Clădirea a fost începută spre sfârșitul anilor 30, pe vremea regelui Carol al II-lea, și a fost terminată în timpul dictatorii Ion Antonescu. Pentru o perioadă după proclamarea Republicii Populare Române, a continuat să funcționeze ca arest pentru cei vinovați de infracțiuni minore. Primele stadii ale reeducării au avut loc la închisoarea din Suceava, fiind la scurt timp adoptate de și la Pitești și cu intensitate mai redusă la Gherla. Grupul de supraveghetori de la Pitești a fost format din deținuți politici de la Suceava și a fost condus de Eugen Zurcanu, fost student la Universitatea din Iaști, fost legionar și pentru scurt timp și membru al PCR Zurcanu, probabil la ordinele comandantului securității Alexandru Nicolaschi, ale colonelului Zeller de la Direcția Penitenciarelor și sub directa supraveghere a ofițerului politic, Ițicovici Marina a ales un grup unit format din veterani trecuți prin reeducare la Suceava ca asistenți pentru îndeplinirea sarcinilor politice numită Organizația Deținuților cu Convingere Comuniste. Primul val de deținuți de la Suceava care au trecut prin inițiere a fost trimis la Pitești, unde tratamentul uman a fost de neimaginat. Potrivit unor istorici, situația s-a deteriorat cu rapiditate, începând cu luna iunie 1949. Stadiile reeducării. Procesul început după acea dată a implicat pedepse psihologice și tortură fizică. Deținuții, pe lângă bătăile severe administrate regulat, au fost eliți să se tortureze reciproc cu scopul de a descuraja loialitățile dinaintea încarcerării. Gardienii au forțat să participe la sesiuni programate sau ad hoc de instruire politică cu subiecte precum materialismul dialectic și istoria Partidului Comunist Sovietic, de obicei acompaniate de abuzuri fizice la întâmplare și îndemnuri la demascare pentru diferite abateri, unele reale, dar marea majoritate inventate. Obiectivul lor era ca victima să cedeze psihic, transformându-se într-un supus total dedicat regimului. Toate victimele experimentului au fost inițial trecute printr-un interogatoriu, în timpul căruia tortura fizică a fost aplicată ca mijloc de a revela detalii intime din viața personală a fiecăruia. Deținuții așadar erau obligați să dezvăluie toate detaliile presupuse ascunse în interogatoriile precedente, cu speranța că vor putea evita torturile. Mulți deținuți au recunoscut păcate o imaginare. A doua etapă de mascare intern avea ca obiectiv dezvăluirea numelor celor care se purtau mai puțin brutal sau oarecum indulgent față de ei în detenție. Umilirea publică era de asemenea aplicată de obicei în faza a treia. În această etapă, deținuții erau siliți să denunțe toate convingerile, ideile și valorile personale. Trebuie menționat faptul că deținuții credincioși erau îmbrăcați ca Isus Hristos, iar ceilalți erau siliți să insulte. Aceștia erau forțați să blasfemeze simboluri religioase și texte sfinte. Deținuții erau silit să accepte noțiunea că membrii propriilor familii aveau tot felul de trăsături criminale grotești. De asemenea, au fost obligați să scrie autobiografii false care cuprindeau diferite instanțe de comportament pervers. Conform relatărilor lui Dumitru Bacu, prin injectarea treptată de informații opuse celor acceptate din totdeauna ca reale și adevărate în subconștientul victimei, prin alterarea și deprecierea constantă a realității existente și înlocuirea ei cu o imagine fictivă, reeducatorul a obținut în final scopul de mascării, să facă minciune atât de reală pentru victimă, încât acesta va uita ceea ce pentru el era înainte cu sens. Asta a dus la un revers complet pentru un timp nedeterminat al valorilor în care victima crezuse până atunci. Pe lângă violența fizică, deținuții supuși reeducării erau obligați să facă diferite munci umilitoare pe timp îndelungat să curățe podeaua cu o cârpă ținută între dinți. Prost hrăniți, ținuți în condiții degradante și nesanitare, deținuții nu aveau permisiunea să aibă contact cu lumea din afara penitenciarului și erau forțați să-și acopere ochii în rarele situații când ieșeau din celule. Tratamentul la care noi veniți erau supuși de către veteranii reeducării includea lovituri pentru a-i impiedica să doarmă, erau obligați să mănânce la revezeală direct din farfurii lăsate pe podea cu mâinile ținute la spate și chiar siliți să mănânce fecale sau băgați cu capul în cu urină. S-a spus că metodele folosite erau derivate din principiile controversate ale pedagogiei lui Anton Macarenco referitoare la reabilitare. În cel puțin o ocazie, Macarenco a fost citat ca inspirație de însuși Tsurkanu. Închisoarea a asigura și o selecție preliminară pentru lagărele de muncă de la canalul Dunăre Marea Neagră, Ognele Mari, Aiut, Gherla, Târgu Ogna, Râmnicu Sărat, Târgușor și altele unde echipe de foști deținuți urmau să continue experimentul. În penitenciarul Pitești au murit în urma torturilor la care au fost supuși între 100 și 200 de deținuți fără a se cunoaște deocamdată numărul total al acestora. În orice caz, cauza morții era falsificată în certificatul de deces pentru a nu rămâne dovezi. Povestea deținutului Mihai Buracu pentru a înțelege mai bine urorile prin care au trecut deținuții de la închisoarea Pitești. E interesant de văzut și povestea unor deținuți precum Mihai Buracu. Acesta s-a născut pe 24 ianuarie 1930 la Turnul Severin în familia preotului militar Iosif Buracu. Fost deputat din partea Partidului Național Țărănesc și participant la cele două războaie mondiale. A urmat cursurile a liceelor Negru Vodă din Făgăraș și Traian Doda din Caransebeș, unde s-a apropiat de ideile mișcării legionare, încadrându-se în frățiile de cruce precum Eugen Țurcanu. Activitatea sa avea să-i aducă arestarea pe 7 iunie 1949 și după un Ținut la Tribunalul Militar din Timișoara, o condamnare de 2 ani de închisoare corecțională. Fiind elev, Mihai Buracu a fost trimis la închisoarea din Târgușor, unde condițiile de detenție erau ușor mai permisive decât în alte penitenciare. În octombrie 1950 a fost transferat la coloniile de muncă de la canalul Dunăre Marea Neagră. Ajuns la destinație după un drum de 24 de ore în condiții deosebit de grele, deținuții au fost obligați să execute o serie de exerciții fizice solicitante. Mihai Buracu a refuzat, iar gestul său a fost notat de către ofițerul politic. Momentul avea să fie probabil decisiv în destinul tânărului actul de nesupunere, aducându-i transferul în martie 51 la Pitești. A făcut parte din ultimul lot de tineri, torturați în închisoarea Pitești, fiind bătut încă din prima seară petrecută în camera 4. Șocul și torturile au fost dublate de blasfemile la care a fost obligat să aparte în săptămâna mare, experiențe care l-au marcat atât de mult încât Mihai Buracu a elbit complet în cap într-o singură noapte. A fost unul dintre puținii care au rezistat torturilor, spunându-i lui Eugen Țurcanu că va rezista atâta vreme cât și colegul său, Delot lot, Rodas, va face la fel. Acesta a fost bătut din nou pentru poziția lui Buracu, dar cuvintele colegului de suferință l-au întărit moral. Peste ani, Mihai Buracu avea să descrie una din metodele de tortură la care a fost supus. Întins pe spate, cu mâinile pe lângă corp, trebuia să nu atingă solul cu partea superioară a corpului. Un agresor stătea în spatele victimei cu un obiect ascuțit care l-ar fi înțepat în ceafă dacă și-ar fi lăsat capul jos. Buracu povestește în memoriile sale că la un moment dat a încercat să se sinucidă, lăsându-și brusc capul, însă agresorul și-a retras rapid obiectul ascuțit. Sfârșitul și urmările fenomenului Pitești În 52, pe când Gheorghe Gheorghiu Dej a manevrat cu succes împotriva ministrului de interne Teohari Georgescu, procesul a fost oprit de autorități. Membrii ODCC au fost judecați în secret pentru abuzuri, cei 22 de inculpați fiind condamnați la moarte în urma unui proces cu ușile închise. Dintre aceștia au fost executați 16 condamnați la închisoarea Jilava în noaptea de 17 decembrie 1954. Deși executat, moartea lui Eugen Turcan nu a fost înregistrată la starea civilă abia în anul 1962. Din restul de șase condamnați, patru dintre ei au fost ulterior exterminați la închisoarea Jilava în secția specială de exterminare numită Casimca. Colonelul Zeller s-a sinucis, îmbușcându-se în cap în cimitirul Belu din București. Cadrele securiste însărcinate cu conducerea experimentului, inclusiv colonelul Teodor Sepeanu, au fost judecate în anul următor. Toți au primit sentințe ușoare și au fost puși în libertate la scurt timp. În conformitate cu noile directive ideologice, Curtea a hotărât că experimentul a fost rezultatul infiltrării cu succes a agenților Statelor Unite și a gărzii de fier în securitate cu scopul de a discredita organele legii din România. După decretul de amnistie din 64, închisoarea a continuat să funcționeze tot ca o închisoare pentru opozanții regimului, care erau aduși aici sub pretextul unor condamnări pentru infracțiuni de drept comun. În 1977, în urma presiunilor făcute din Occident, închisoarea Pitești a fost definitiv închisă, în sediul ei fiind mutat Trustul de Construcții Industriale Pitești. La începutul lui 1980, pe circa o treime din suprafața curții penitenciarului au fost construite blocuri de locuințe. O parte a zidului care înconjura penitenciarul Pitești mai există și azi pe latura de nord-vest închisorii. După 89, abandonată și parțial din ruină, clădirea a fost vândută unei firme de construcții în 91. Mai multe clădiri au fost distruse, fie total schimbate, iar un memorial a fost construit în fața intrării închisorii. Fenomenul Pitești a fost cel mai dur și crud experiment de reeducare din perioada României comuniste, care arată cât de dur era regimul cu cei care îi se împotriveau. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!